Salut, salut, eu sunt Dan și astăzi vom vorbi despre torente versus serviciile de streaming online. Netflix, Amazon Prime, HBO Go. Trăim în România, avem o viteză la internet foarte mare și în ultimii, de la Revoluție încoace, am fost obișnuiți să piratăm. Să piratăm foarte, foarte mult. Și foarte mulți dintre noi avem conturi pe torrent. Când vrem să ne uităm la un film, intrăm acolo, îl luăm gratis, zicem și un mulțumesc dacă avem chef și vedem filmul. Acum, în ultimii ani, au apărut și în România serviciuri de streaming online, cum ar fi Netflix, HBO Go, Amazon Prime. Servicii care, pentru mulți, sunt mult mai la îndemână, ca să zic așa. Vii de la muncă, te pui pe canapea, deschizi televizorul, deschizi un Netflix și te uiți la ce ai chef. Dar marele dezavantaj este că trebuie să plătești. $8 parcă, primul pachet, 10 și 12 euro, respectiv celelalte două pachete. Am de la un prieten un cont de Netflix, am aruncat o privire așa foarte rapidă pe paleta de filme. M-am și uitat la câteva filme, vreo 4-5. Vreo 3 le-am nimerit făcute de Netflix. Filmele făcute de Netflix, din păcate, nu sunt cine știe ce. Seriale am înțeles că sunt mai bune decât filmele artistice, dar nu m-am uitat la niciun serial făcut de Netflix. Dar, într-adevăr, ți este mult mai la îndemână. Te pui pe canapea sau pe fotoliu sau chiar în pat, deschizi Netflix-ul și te uiți la ce vrei. Calitatea foarte bună, pornește la HD în sus, chiar și până la 4K. Cu subtitrări, cu tot ce ai nevoie, sunetul foarte bun. Dacă ai un Smart TV și, nu știu, nu mai chef să deschizi laptopul, să descarci filmul, după care să-l pui pe un stick sau să zicem că ai laptopul conectat la TV prin HDMI și să pornești filmul de pe laptop. Dar, într-adevăr, e o variantă mult mai bună, însă m-am ajuns la concluzia, și nu pentru că nu plătesc eu abonamentul, că nu e vorba de $8 sau de €8, pur și simplu nu mă coafează. Au foarte multe, majoritatea filmelor sunt producții Netflix, și făcând foarte, foarte multe, automat și calitatea scade foarte mult. Filme artistice, seriale. Pe când pe partea cealaltă, foarte mulți, când vine vorba de torente, foarte mulți, nu neapărat că nu-și permit, s-au învățat. Ne-am învățat, că și eu sunt tot în aceeași oală, și cu torentele și cu Netflix-ul, ne-am învățat să le descărcăm gratis. Așteptăm 3, 4, 5 luni până apare o versiune cât de cât vizionabilă, ca și calitate, și ne uităm atunci. Bine, mulți se duc la cinema, care au cinematograf în orașul unde stau, și văd respectivele filme la cinema. Poate după aia le mai au și de pe torente și se uită, le revăd. Am văzut un comentariu amuzant, ca să zic așa, zile trecute pe torente. Era un Windows, cred. Și cineva zicea că nu mai trebuie să iei programe dintre astea de crăcuit Windows-ul, că acum poți să plătești $1.89, era o licență pe eBay pentru Windows, iar persoana respectivă zicea cum să plătesc atâta, că o viață am luat chestii gratis de pe torente, nu mă apuc acum să plătesc, pentru ce trebuie să plătesc? Și a fost destul de amuzant și, practic, asta reflectă realitatea din România. Suntem obișnuiți cu torentele, suntem obișnuiți să piratăm filme, muzică și absolut orice. Și tocmai din cauza asta, chiar dacă mulți dintre noi ne permitem să plătim un abonament la Netflix sau la HBO, nu facem, mulți dintre noi, nu știu cum să le zic, din principiu, ca să zic așa. Pentru că atâta timp cât ai ceva gratis la îndemână, de ce să plătești pentru acela serviciu?
HBO Go, când vine vorba de HBO Go, am vorbit cu câțiva prieteni, mi-au spus că partea de filme este mult mai mică decât cea de pe Netflix. Acum, probabil, e posibil să aveți câteva seriale sau... Nu, câteva seriale pe care rulează doar pe HBO Go. Dar dacă te gândești așa, ai câteva seriale care rulează doar pe HBO Go, ai câteva seriale care rulează pe Netflix, poate mai câteva seriale care îți plac și pe care îi vrea să le urmărești pe Amazon Prime. Acum ce faci? Stai să-ți faci abonament la toate? Mi se pare destul de ciudat. Nu spun că ar trebui să le luăm de pe torente să ne uităm gratis. Dar acum și cu serviciile astea de streaming online, sunt într-adevăr destul de multe. Bine, la Netflix în România paleta de filme este infinit mai mică decât la Netflix America, dar asta e o altă poveste. Nu știu, am văzut că ăsta e cam trendul. Foarte multe persoane trec de pe torente, de la pirata orice fel de conținut, pe Netflix, pentru că de când a venit în România a prins destul de mult. Iar televizoarele smart în momentul ăsta nu mai sunt atât de scumpe și le poate permite cam oricine. Bine, un smart decent, vorbim de un smart decent. Din punctul meu de vedere, m-am cam săturat de filme. Mă uit la filme foarte rar pentru că nu prea mai am ce să mă uit. Bine, știu că sunt seriale foarte multe, dar dacă ar fi să mă uit la toate serialele pe care mi le recomandă prietenii, cred că mi-ar trebui ziua de, nu știu, 96 de ore și să nu dorm, să nu fac absolut nimic. Contează programul în principal foarte mult. Atâta timp cât ai un job, ajungi de la job destul de obosit și de sicărit. Ajungi acasă, îți faci un duș sau nu, mănânci sau nu, te pui în pat și dai drumul la Netflix, fie că e pe telefon, fie că e pe televizor, fie că e pe tabletă și am văzut că e mult mai la îndemână față de varianta cu torentele. Spuneți și voi în comentarii cum procedați. Aveți un abonament la Netflix, la HBO, încă piratați, nu vă fie rușine să recunoașteți. Că eu încă o fac și recunosc. Practic merg în paralel cu ele. Netflix-ul folosesc destul de răluț. Mi-am cumpărat și un NAS, dar asta într-un video ce va urma. Îmi pun filmele pe NAS, le rulez pe televizor și... Bine, luând filme tot de pe torente, evident. Spuneți și voi ce serviciu de streaming folosiți. Fie că e Netflix, fie că e HBO, fie că e Amazon Prime, Hulu sau orice altceva. Dacă v-a plăcut videoul, dați un like, poate și un subscribe și de ce nu să apăsați și clopoțelul de notificări. V-am pupat! Ceau!